Traian Băsescu a sperat că intrarea Partidului Social Democrat la guvernare îl va ajuta pentru a câștiga un nou mandat de președinte. De ce dorește Traian Băsescu să ajungă din nou președintele României, nu mai este niciun secret pentru nimeni, pentru că repet, nici de cum nu poate fi vorba de binele României sau binele românului, este vorba doar de a lăsa să treacă timpul și a se așeza praful peste afacerile pe care se pare, repet, se pare că le-au derulat familie, membrii familiei Băsescu.